Memorandumul de colaborare cu Ministerul Educației este, potrivit primarului de Chișinău, fundamentul relațiilor parteneriale privind învățământul la distanță, un act care va permite continuarea și dezvoltarea cooperării eficiente într-o realizare a proiectului Biblioteca Digitală educație-online.md. Să facem lucrurile mai calitativ în continuare, la o scară mult mai largă, nu doar pentru o perioadă pandemică, dar și pentru orice altă eventualitate de învățare de la distanță. Toate acestea sunt în suportul pedagogului, elevului, părintelui și dacă o să extindem, cum ziceam, și modulele pentru sarcini de interactive, pentru evaluări, testări, managementul instituțional, ar fi foarte frumos acest lucru să putem face împreună. Ne-am propus mai mulți pași în această ordine de idei. Alocarea de Guvernul Republicii Moldova la 20 de milioane de lei. Licitația a fost anunțată. Am primit deja tehnică de calcul pentru școlile din Republica Moldova pentru elevi și respectiv avem încă proiecte în continuare despre care vom informa în permanență. Memorandumul prevede organizarea de lecții interactive pentru toți elevii din țară conform curriculumului școlar 2020-2021. Eficientizarea procesului educațional este o investiție în noua generație, în viitorul țării, au adăugat semnatarii. Biblioteca digitală educație-online.md este gestionată de platforma tehnologică guvernamentală comună mCloud. O zi bună și să vedem în toamnă rezultatele acestui proiect. Noi! Rezultatele noastre!